Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Numele meu este Bogdan Ionuțalin, locuiesc în Londra, am 26 de ani și sunt bucătar. Rețeta o să fie pește calcan, tras la tigaie și terminat în cuptor. O să fac o reducție de vin cu oțet și o să fac un ramesco sos din gogoșari. Sunt de semn zodiacal pește, am foarte mulți pești pe mine. Sunt tatuat numai cu pești. Peștele este animalul meu preferat. Nu mănânc pește, dar gătesc peștele. Nu prea îl fac acasă, nu, că mă la restaurant nu-l comand, doar îl gătesc la muncă. Pe pește am pus niște fenel ca să dea gust la pește, un pic diferit. În același timp am pus și aici fenel. Scopul meu este să câștig. Faptul că am ocazia de a sta cu acești șefi, sunt foarte fericit și de-abia aștept să am o discuție cu ei, să vorbesc cu ei. Acum se arată un preparat cu pește. Va reuși să alinieze 3 cuțite? Bă, miroase a ciorbă de burtă. Jur că miroase a ciorbă de burtă. Aia, păi n-ai văzut. Da, pe ciorbă de burtă e. Aoleu! Deci tu mai ai un concurent de vorbi fără bă. Orba. Da, stai pe de-a cu... Da, ești bă, tu langiu. Facă trâncă. Ce pește este aici? Hai, dă, că e calcan. Și cum e? E bun sau nu e bun? E gătit cum trebuie. Este gătit cum vrea concurent. N-are litera a doua din alfabet. Ai zis. Ce prost sunt! Deci tu faci 3 concurenți. Da, nu! Nici nu mai vorbesc. Eu nu înțeleg însă de unde este această farfurie. Direct din Franța a venit. Concurentul nostru vine dintr-o altă țară asiatică. Da, sunt toată viața în sat în Italia. Chiar îmi lasă impresia că este ucătar. Spun de vreo 4 ori în cap înainte să scot pe gură. Aoleu, de ce sunteți plicitori? Ce am făcut cu noi? Eu? E prima dată când dorim și niște popici. Peștele este gătit ine, fraged, gustos. Mie mi se pare eton. Eton. E tare? Eton e guvide. Bun. Pare că avem retard. Ai votat, gata, acum poți vorbești cu mine. Nu te cred. Nu mă crezi? Bine, bag și agabă. Patru. Patru copii. Patru. Bună seara, șefilor. Bună seara. Mă numesc Ionuț. Am zis una seara, hei. Nu. A, bă, doamnă. A, da? Nu. Am zis acum, bă. Am zis, bă, da. Da, una seara. Bună seara. De unde vii, Ionuț? Vin direct din Londra. Lucrez în Londra în bucătărie de 6 ani de zile. Scuze-i pe ea o pedapsă, nu au voie să pronunțe litera B. Am auzit jocul cuvintelor. De unde ești, Ionuț? Eu sunt din Hunedoara, Lupeni, până la vârsta 17 ani în sat în Italia și după aia m-am dus în Londra. Am 5 ani de când sunt în Londra. Ai făcut școala în Italia? Școala, da. N-am făcut școală deloc în România.
De asta și limba mea este un pic mai grea. De obicei, lumea râde de mine aici în România, că zice că am un accent foarte ciudat. Era mai ine în Anglia decât în Italia? În Italia nu lucram ca bucătar, lucram ca degustător de vin, sommelier. La ce vârstă erai sommelier? La vârstă de 16 ani am făcut două cursuri. Părinții mei au lucrat într-o cantină de vin foarte mulți ani și patronii de acolo au investit niște bani în mine. Ce restaurant ai umblat? Păi am avut ocazia să lucrez în restaurantul lui Gordon Ramsay, am jucat cu șef patron, am lucrat timp de 7 luni. După aia a venit pandemia și am pierdut jobul. În care restaurant? La Petrus. La Petrus? Da. De acolo m-am mutat în Annabelle's. Care... Nu-mi spune că ai lucrat la Annabelle's, că le știi. Ba da, la Annabelle's am lucrat. Mamă. Am lucrat la Annabelle's, am lucrat la George și... Annabelle's e unul dintre cele mai exclusiviste locuri din lumea asta. Dar exclusivist până privat, în modul da. Este un restaurant cu 6 restaurante înăuntru, 6 tipuri de mâncare diferite, sunt concerte înăuntru, e privat. E tu ca om normal nu poți să mergi să mănânci, trebuie să fii doar membership. Cât plătești pe lună ca să fii... Ca să fii membru la Annabelle's, plătești 2000 de euro pe lună sau plătești o sumă mai mare care după aia ești membru la toate cluburile care avem. Mai plătești notă de plată? Da, da, și notă de plată e foarte sărată. Gen 2 persoane cheltuie 1000 de lire. Ușor. Ai doar cotizați. Doar cotizați, da. Ce erai tu acolo la Annabelle's? Eu la Annabelle's am avut poziția șef de party. Am început cu poziția de demi-șef. Și după aia am ajuns până la șef de party. Șef de party mă duceam spre junior sous-chef, dar am prins o ocazie de sous-chef în alt club privat. În care? În Soho House. Soho House, da. Bucela. Și sunt la Soho House și în momentul de față sunt junior sous-chef acolo și acolo lucrez. După tot discursul tău, farfuria este... Că ai doar sos? Și pește, da. Și pește. Deci mă enervezi. Vă cred. Deci mă enervezi, vii de la Annabelle's, de la Soho și faci terciul ăsta? Uite, un terci. Terci se cheamă. Nu era bun? Păi eu n-am zis, dar eu nu înțeles că e bun sau nu e bun. Da, puteam să vin cu ceva mai... No, dar uite dar că... l-am preparat, l-am făcut deci acum. Deci dacă te uiți, uite, fii atent, dă-te aproape, el a început să se aleagă, vezi? Da. Un buiabez nu face așa ceva niciodată. Da. Deci ești enervant de enervant. Vă cred. Sunt oameni care ar ucide să intre în Annabelle's. De asta este ine, să mai treci și prin alte secții. Da, da, da. Am lucrat și la alte secții, numai nu-mi place tartarele. Nu prea, mă omoară recele, îmi place căldura, îmi place la tigaie. Sosuri și garnituri. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.